Bună ziua! Vă salut de la Muzeul Regional de Istorie și Etnografie Anatol Candu din Vesieni. Un muzeu unic în felul său, care a fost deschis în anul 1982 în incinta Bisericii Mihail și Gavril din localitate. Acest muzeu are o colecție bogată de exponate, ce numără peste 18.000 de obiecte. Astăzi, de Ziua Internațională a Muzeilor, aduc sincere felicitări tuturor celor ce activează în domeniul culturii. Cu această ocazie lansăm în premieră miniturul virtual care vă va oferi posibilitatea de a face cunoștință cu vestigiile expuse în Muzeul Raional de Istorie și Etnografie Anatol Candu din Vesieni. În acest context am să invit oaspetele nostru, Sergiu Candu, primarul localității, ca să mă asiste în continuare. Mulțumesc frumos, doamna director, pentru frumoasa invitație și cu această ocazie mă alătur și eu la cuvintele frumoase spuse de dumneavoastră. În ideea de a felicita pe toți cei care se dedică zilnic la promovarea unicului produs viabil la Republicii Moldova, produsul cultural și în special cel muzeistic, cred una din verigile cele mai importante ale culturii și istoriei țării noastre. Și dacă se poate, vin și eu cu o propunere să schimbăm rolurile și să revin eu la ceea ce am fost cândva, la muzeologul acestui muzeu, să încerc a-mi aduce aminte dacă reușim să facem un exercițiu de expunere a colecției muzeului făcut de mine, dacă nu vă spărați. Haideți să vedem dacă vă va reuși. Am să vă rog să întreprindem toate măsurile de igienizare conform regulamentelor existente. Iată-ne în incinta muzeului și acceptând provocarea lansată de domnul primar, am să vă deschid un mic secret, că dumnealui, în decurs de 15 ani până a devenit primar, a lucrat în această instituție. Astfel îi ofer posibilitatea de a ne fi călăuză în lumea exponatelor muzeului nostru. După cum spuneam, ne aflăm în satul Vesieni, un sat cu o istorie multiseculară, un sat de răzei și un sat de oameni liberi care și exercită cu demnitate atribuțiile lor și mândru de o instituție deosebită din cadrul localității care are statut de muzeu raional, Muzeul Raional de Istorie și Etnografie Anatol Candu din Vesieni. Astfel, după cum am nominalizat și doamna director, în decursul a mai mulți ani am fost și eu parte a acestei instituții și sper că o să reușesc să vă captivez prin relatările pe care am să le fac. Instituția muzeală din această localitate a apărut într-un context foarte vitreg în perioada anilor 80, dar istoria cu deschiderea acestei instituții începe undeva în finele anilor 50-60, atunci când s-a născut ideea de a salva o construcție arhitecturală foarte importantă din localitatea noastră și anume clădirea Bisericii Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și ea cu o istorie aparte. Însă, din păcate, nu s-a reușit deschiderea în anii 60 și momentul mult așteptat a culminat abia la începutul anilor 80, atunci când, iarăși într-un context foarte prielnic, această instituție avea menirea de a demonstra lumii întregi că cu istoria și cultura este viabilă în localitățile Republicii Moldova. În decursul a mai multe decenii, acest muzeu a perindat în diferite locații din această localitate, și anume biserica, apoi Casa de Cultură, până într-un final și-a găsit gazdă într-o clădire, la fel monument de arhitectură de importanță raională, care este până în zilele de astăzi gazda acestui muzeu. Spațiul este unul adaptat, însă cred eu că cel mai important este nu atât modul în care colecția este prezentată, ci posibilitatea de a oferi un spectru mult mai larg vizitatorilor decât simpla expoziție și anume implicarea lor personală în fiecare din activitățile muzeului. În acest context, încă cam 10 ani în urmă, împreună cu Secția Culturii Ialoveni și Consiliul Raional, Primăria, s-a decis a schimba modul de organizare a muzeului, devenind un punct în care simpla expunere a exponatelor s-a transformat într-un mediu prielnic de comunicare și interacțiune a vizitatorilor cu cultura multiseculară a neamului nostru. După cum zicea doamna director, muzeul are o colecție impunătoare de peste 18.000 de exponate, care datează cu diferite perioade dezvoltării umane și nu doar. Astfel, cele mai vechi exponate, o să le vedeți, sunt rămășițe de animale preistorice, care se păstrează în incinta acestui muzeu, datând cu circa 9 milioane de ani, iar
Cele mai noi sunt acele care deja zilnic vin în colecția muzeului, donate fiind de consătenii noștri și nu doar. Cred eu că este momentul să începem micul nostru tur virtual. După cum spuneam, obiectele din colecția muzeului cu o amprentă îndepărtată în timp sunt rămășițele de animale preistorice pe care le vedeți în imagini, și anume sunt rămășițe a 4 mamifere distincte: elefant meridional, zigolofodon și dinotereu și mamut. Toate acestea și-au găsit loc în colecția muzeului, fiind unul din punctele culminante în cadrul vizitei, mai ales pentru vizitatorii cei mai mici, copiii admirând și punând o sumedenie de întrebări la care angajații muzeului trebuie să dea răspuns. O altă parte a colecției muzeului este cea care relatează istoria civilizației umane și astfel avem probe ale existenței unei civilizații destul de bine conturate, care se trage din perioadele paleoliticului, mostrele fiind prezentate aici, și avem ceva dălți din piatră și alte obiecte care erau utilizate de oameni în perioada paleoliticului. Avem epoca fierului, vârfuri de săgeată, vârfuri de suliță, toporașe din metal, obiecte din bronz, adică avem întreg spectrul de dezvoltare a civilizației umane relatat în obiecte, toate descoperite în arealul raionului Iloveni. Mai mult ca atât, raionul Iloveni având peste 200 de situri arheologice care datează din diferite perioade, și o parte din obiectele descoperite la aceste situri le vedeți în colecția muzeului. Colecția muzeului este sistematizată în mai multe expoziții permanente, fiecare cu genericul ei și care permanent își schimbă componența și aranjamentul. Astfel, suntem acum în prima sală care simbolic se numește Zestrea Neamului, unde sunt cumulate o sumedenie de obiecte care au aparținut locuitorilor zonei centru a Republicii Moldova. Sunt instrumente de lucru, sunt obiecte de uz casnic, probe vie a ceea ce înseamnă îndeletnicire, a ceea ce înseamnă activitate. Sunt separate și după gen, astfel bărbații se ocupau cu unele îndeletniciri. Aici avem instrumente pentru prelucrarea lemnului, avem instrumente agricole, avem un obiect foarte frumos, un teasc deosebit. Avem o colecție deosebită de obiecte cu destinația legată de prelucrarea textilelor, anume îndeletniciri ale femeilor, cele descrise foarte frumos în poveștile lui Ion Creangă. Avem o colecție deosebită de fere de călcat din diferite perioade, din diferite epoci, forme și dimensiuni, unele din ele prezentând interes și fiind studiate de cercetători științifici din țara noastră. Un alt obiectiv în cadrul expoziției permanente este Casa Mare stilizată în incinta muzeului, unde se găsesc o sumedenie de obiecte care determinau modul de viață și vestimentație, obiecte în care abundau casele țăranului, modul în care își petreceau serile și îndeletnicirile de bază cu care erau preocupați oamenii pe perioada serilor lungi de iarnă, stând cu familia și pregătind tot ce este necesar pentru un trai decent și asigurat. Avem în colecția muzeului mai multe modele de covoare tradiționale, confecționate în stilul și folosind tehnica tradițională. Mai mult ca atât, aceste obiecte fac parte din patrimoniul care recent a fost introdus în patrimoniul mondial UNESCO. O altă parte componentă a expoziției este partea unde sunt prezentate vestigiile documentare din colecția muzeului, aceasta numărând foarte multe documente de epocă, acte de identitate, acte juridice. Sunt foarte multe din cărțile bisericești, unde este dusă și evidența populației, evidența transferurilor făcute de populație către biserică. Mai este expusă și colecția de numismatic. Fiind o localitate de Răzeș, am avut și teritoriul localității un boier care se numea Pietru Oganovici, iar muzeul deține acele puține obiecte care au rămas de pe urma familiei acestea, fiind donate de consătenii noștri.
La fel, în colecția muzeului este deținută și prima ștampilă a satului Văsieni, care era pe lângă parohia bisericală. Avem o sală specială în care a fost amenajată poziția din colecția de tehnică. Sunt prezente mai multe tipuri de mașini de scris mecanice din diferite perioade, cea mai veche fiind din secolul XIX, cele mai moderne și sofisticate fiind din mijlocul anilor 60-70. Tot aici se regăsește și prima stație radio, care a fost montată în localitatea Văsieni pentru necesitățile de informare a populației. Colecția de aparate de fotografiat din diferite perioade și diferite forme. Primul aparat de cinema din localitate, care a fost adus la Casa de Cultură în anul 1959. Obiecte de redare a sunetului din diferite perioade, diferite forme și vârste. Toate și-au găsit locul în colecția muzeului, expuse fiind publicului larg. O altă sală din incinta muzeului este sala în care sunt expuse vestigii ale războiului 2 mondial și nu doar. Aici sunt expuse fotografiile veteranilor războiului 2 mondial, care s-au mai păstrat, multe din ele fiind distruse în cadrul manifestațiilor culturale la care erau transportate. La fel, prin implicarea de care vorbeam, consătenii noștri au făcut un panou dedicat celor care și-au făcut serviciu militar în flota marină. Pe lângă expozițiile permanente și sălile în care sunt expuse obiectele din colecția muzeului, muzeul dispune și de o sală de conferințe dotată cu tot ce este necesar pentru aceasta. După cum ziceam, muzeul s-a transformat dintr-un spațiu expozițional în ceva mai mult, într-un spațiu de interacționare a populației, într-un spațiu în care produsul cultural din trecut interacționează cu cel prezent pentru a fi transmis viitorului. În arealul raionului Ialoveni avem o multitudine de meșteri populari care se ocupă cu diverse meșteșuguri tradiționale zonei centru a Republicii Moldova, iar pentru ziua de astăzi v-am pregătit un mic masterclass în ceea ce ține de croșetare și broderie, pe care o să-l prezinte doamna meșter popular Crăjdan Tatiana. Mă numesc Crăjdan Tatiana, locatară din satul Văsieni. Am pregătit astăzi un ferat despre ornamente. Aceste, drept vorbind, pot fi fețele de masă stilizate și atât și fețe de masă în stil național. Fețe de masă brodate, șervețele de colonie, șervețele de servit masa, prosoapele, loviturile de pat, piernele. La rândul lor, fețele de masă pot fi confecționate din motive ornamentate și garnisite cu o dantelă. Aceasta este la mine o dantelă croșetată manual. Ea este confecționată din figuri geometrice. Iată, de exemplu, vă arăt rombul la bază, la baza căruia stă rombul. El este confecționat din ochiuri aeriene, piciorușe cu jăteu și cu fără jăteu. Această dantelă se aplică la confecționarea bluzelor naționale, de exemplu, la iile naționale, la prosoape, la ștergare de cununie. Facem câteva ochiuri, două ochiuri aeriene, piciorușe cu jăteu și tot așa pe parcurs, repetând pas cu pas, se confecționează această dantelă. În următorul pătrățel introducem piciorușe cu roșeta, scoatem un picioruș cu jăteu, restul iară, cât pătrățele se repetă. Două pătrățele, trei pătrățele, pe parcurs, cât avem nevoie. Aceasta este tot pentru ziua de astăzi, iar noi mulțumim domnule primar pentru efortul depus pentru a ne induce în lumea exponatelor. Iar odată cu începerea programului de plin de lucru, vă așteptăm în ospeție pentru a face cunoștință mai îndeaproape cu tot ce înseamnă Muzeul Raional de Istorie și Etnografie Anatol Candu din Văsieni.